Și v-aș vrea lucrețe. Auzi, boss? Dar ce mai mâncăm și noi azi? Păi și avem prin casă lucrețe și să mâncăm. La fel ca și sexul, doar ce-i prin casă, nimic de afară, așa-i? Auzi, nu știu cum facem, dar eu vreau să mă duc până în oraș. Păi vezi că treci un autobuz prin capătul satului în fiecare zi. A, păi și când trece? Păi azi a trecut deja, mâine dacă vrei. Mamă, deci acum trebuie să stau după alții, nu-mi convine. Cred că vreau mașină. Vrei să-ți cumperi mașină? Nu. Vreau să îmi iei mașină. Lucrețe, în primul rând, de unde bani, că azi sunt sincer, nu sunt bani. Și în al doilea rând, tu ai permis? Ce trebuie mie permis? Păi dau așa de volan și gata, care-i problema? Nu, dar nu poți să-i lucrezi, nu faci așa la volan și mergi, mașina îți conduce greu. A, dar ce vrei să zici că aia de la guvern știu să conducă țara, e? Tu dau înainte cu tupeu și gata. Tu, și tu vrei să-ți meargă mașina cu mergi țara? De asta mergi țara prost. E, pe dracu, dacă am mașină, bam, bam și gata și nici nu mă mai chinui să stau după tine, să mă duci în oraș. Și plus de asta că nimeni în sat nu o să mă întrebe dacă am permis sau n-am permis. Eu știam că tu ești mai infractor așa, dar parcă ești prietet. Dacă te prindești de bag la pornai. Adică eu am văzut filmulețe de șele cu vizite conjugale, cu așa, dar în realitate nu știu dacă e așa de fain. Păi și atunci ce trebuie să fac? Îți cumpăr o bicicletă din târg. A, nu, bosule, nu vreau, și așa mie în sare lanțul repede și mai ales dacă merg cu bicicleta, înțelegi? Și mai ales că m-am săturat de expresia aia, îți tragă pedale? Și atunci, scooter. Da, bravo, mă, că eu sunt mare, o să merg cu pe Piaggio, ca la jocurile video. Ai, dacă nu, trotinet electric, de ce? Nu, bosule, că eu stau în picioare și fac varice și nu e combinație. Plus de asta că eu tot timpul uit să o încarc, știi, că așa am mai pățit odată cu vioara. Am avut o vioară electrică. Păi atunci e căruța mea, dacă vrei să mergi undeva, dacă ai de treabă, nu, e căruța mea. Ești nebun? Cum să mă duc eu cu căruța prin sat? Vrei să mă fac de... De ce? De râs! De râs, bosule, că nu știu să o parchez, mai ales că căruța aia e lungă, e lată și calul ăla are bucile mari, nici nu văd în ce direcție o iau, în stânga, în dreapta, plus că mai scapă și câte una, câte un vânt de primăvara de mine, scade tot părul din nas și din extensiile. E, lucrezi, nu e așa de greu să conduci căruța, o leacă până t-nveți, crede-mă, după așa e ușor. Bosule, nu mai insista că dacă mă vede cineva în căruță, se duce dracu reputația mea, cum să fac eu așa ceva? Adică eu mă fac de radica cauă când merg prin sau căruța sau cum? Nu, bosule, dar la mine sunt alte pretenții, dar la tine se potrivește fața cu căruța. Ai față de căruță. Deci nu-ți trebuie căruță că e prea mare și nu pot să parchez de curul calului. Da, bineînțeles, de asta. Nu că am ajuns eu la coada calului și sunt eu fată de oraș. Nu, fix de asta. Calul e prea mare și eu sunt femeie și am probleme cu parcarea. Deci e prea mare, am înțeles. Bun. Hai, mă gândesc eu. Lucrețe, unde ești? Ce faci? Hai cu mine că am o surpriză mare pentru tine. Opa, ce surpriză? Păi fii atentă că zic vrei să te plasezi prin sat și n-ai cușii. Că mașină n-ai și nu este permis, că bicicletă electrică nu-ți place, că o non-car și că scooter nu vrei, că nu-ți place și că căruța e mult prea mare pentru tine. Am soluția perfectă. Hai cu mine. Hai. Opa, e să vedem. Hai, ești pregătită? Da. Ta-da! Ce e asta, boss? E surpriza ta! A, adevărul că chiar sunt surpriză! Păi nu zici tu că ai nevoie să te plimbi cu ceva și calul e prea mare și nu poți să-l parchezi? Uite, ți-a luat bolii! Boss, tu vrei să mergi cu ăsta prin oraș? Tu ai nebunit? Dar ce are, că e mic, se parchează ușor, bam, bam, fugi repede, unde ai treabă tu? Într-un fel, acum nici nu potrivim, că eu am cal, că-s mare ca un cal, ca un armăsar, știi, ești mică și ai bolii. Auzi, tu ești armăsar doar când te balici, hai că ești prost, stai că plec. Stai, lucrezi eu, că avem o problemă. Ce problemă? Păi problema este că eu am venit cu calul și nu pot să plec și cu calul și cu poneiul înapoi. Așa și? Ce? Stai, Seluța! Stai! Brrr! Nu te duc acolo! Hai, gata, hai! El ăsta și prost că nu merge niciodată! Nu știu ce mă bazez pe el! Și măcar de-mi luau o căruță, că dacă mă așez pe ăsta, îl deșir! Hai, Seluța, hai! Acum trebuie să te plimb! Mm-hmm.